Bună seara, prieteni! Ați citit posibil întrebarea la care voi răspunde, dar, deci iată aici, în fața mea, stă următorul mesaj. Pacea Domnului, frate Vasile, vă rugăm frumos să nu vă supărați pe noi, dar avem o lămurire și suntem mai mult decât sigur că ne veți da răspuns exact la aceasta. De ceva vreme în biserica noastră, fie miercurea, fie duminica, când ne aflăm înaintea Domnului în rugăciune, își face apariția cam des un om beat care vorbește. Nici el nu știe ce. Dar deranjează foarte mult și distrage atenția noastră de la ascultarea cuvântului sau de la rugăciune. Am avut răbdare multă, ne rugăm pentru el, dar ce este de făcut într-o astfel de situație? Noi știm că Domnul nostru Iisus Hristos a murit pentru el, dar unii frați care sunt în conducerea bisericii i-au spus de mai multe ori să nu mai bea când vine la biserică. Dar el nu prea înțelege, ba chiar mai vine și cu sticla de băutură și o pune lângă scaun și deranjează. Ce este de făcut? Este normal ca acest duh de beție care îl stăpânește? Noi trebuie să nu-i spunem absolut nimic? Vă rugăm din suflet, dați-ne un răspuns clar dacă nu vă supărați. Dacă este normal ca noi, toți cei care venim acolo, venim să-L ascultăm pe El sau venim să ne bucurăm în Domnul, în rugăciune, în cântare și în cuvânt. Așteptăm cu nerăbdare răspunsul. Frații bine au făcut, frații conducători din biserică, bine au făcut că s-au apropiat de Dumnealui și i-au zis să nu mai bea când vine la biserică. Acum, eu aș vrea să încep răspunsul meu cu mesajul din epistola lui Pavel către Tit. Și aici scrie așa. Pavel îi spune lui Tit ca să le aducă aminte creștinilor din insula Creta care erau, să le spună următoarele. Zice, adu-le aminte să fie supuși stăpânirilor și dregătorilor, să-i asculte, să fie gata să facă orice lucru bun, să nu vorbească de rău pe nimeni, să nu fie gata de ceartă, ci cumpătați, plini, de aici vreau să fiți atenți, plini de blândețe față de toți oamenii. Căci și noi eram altădată, fără minte, neascultători, rătăciți, robiți de tot felul de pofte și de plăceri, trăind în răutate și în pismă, vrednici să fim urâți și urându-ne unii pe alții. Dar când s-a arătat bunătatea lui Dumnezeu, Mântuitorul nostru și dragostea lui de oameni, El ne-a mântuit nu pentru faptele făcute de noi în neprihănire, ci pentru îndurarea Lui prin spălarea nașterii din nou și prin înnoirea făcută de Duhul Sfânt pe care L-a vărsat din belșug peste noi prin Iisus Hristos, Mântuitorul nostru. Este bine că omul acesta vine la biserică. Chiar dacă vine beat, este bine că a început să vină la biserică și înțeleg că vine în mod sistematic. Dacă ziceți că dumnealui vă perturbează mersul serviciului, face gălăgie, vorbește aiurea, atunci sfatul meu este ca unul din frați, când vine el în adunare, unul din frați să-l invite într-o altă încăpere și acolo să discute cu el, din moment ce el la început să-l roage să stea liniștit. Dacă intră cu sticla, lăsați-l, să-l roage să stea liniștit. E bine să-i spuneți să-și strângă sticla, dacă el și-o lasă, dar vorbiți cu dumnealui ca să asculte. Atunci când începe a face gălăgie așa încât ceilalți din biserică nu mai pot înțelege cuvântul care este predicat, nu se mai pot concentra la rugăciune, atunci este bine unul din frați să-l invite undeva într-o cameră aparte, acolo să stea cu el și să vorbească cu el. Eu vă sfătuiesc mai mult să faceți. Mergeți la el acasă, unul din frații din biserică să caute să se împrietenească mai bine cu el și unul din frați să meargă la omul acesta acasă. Să meargă la el acasă așa ca să-l prindă când el este treaz. Dimineața, nu știu, trebuie să fie un timp și când el este treaz, când se scoală, când se scoală din somn, nu știu când, un moment când este treaz, când nu este încă sub influența alcoolului și atunci să-i vorbească din Sfintele Scripturi. Chiar mai mult, eu îl sfătuiesc pe fratele care va merge la el să ia cursul acesta, cum să ai o relație reală cu Dumnezeu și să-l studieze. Rând pe rând să-l studieze cu omul acesta bețit, să-l treacă tot cursul. Și în felul acesta, cu nădejde, iar toată biserica să se roage pentru el. Toată biserica se va ruga toți ca Dumnezeu să-i deschidă ochii minții, să-i descopere lumina Evangheliei, el să creadă,
să se pocăiască și să dorească să-L urmeze pe Domnul Iisus Hristos ca să fie mântuit. Aveți răbdare cu El, fiți îngăduitori. Dacă este însă unul obraznic, care în mod intenționat, este evident că vine în mod intenționat pentru a opri serviciul divin, pentru a streca, pentru a perturba serviciul divin, și dacă nu vrea să se supună, să zicem frații, zic să iasă într-o cameră, să stea într-o altă cameră, să discute sau ceva, dacă nu se supune nicicum și insistă să facă rău, atunci nu vă rămâne decât să apelați la poliție. Pentru că polițiștii sunt slujitorii lui Dumnezeu, tocmai pentru ca să fie menținută ordinea într-un stat și a intra într-o biserică și a face într-un loc public, a face ce vrei, deci este o încălcare a ordinii publice. Și atunci, deci dacă va vedea că vor interveni polițiștii, nu va mai proceda așa. Dar chiar și după ce vor interveni polițiștii, nu-l abandonați pe omul acesta. Căutați să-i faceți bine, căutați să îi vestiți mesajul Evangheliei. Eu am un prieten bun, pastorul Gigel Olariu din Lugoș, și s-a întâmplat odată să îi intre, să-i spargă casa un hoț și să intre în casă. Și tocmai s-a întâmplat să fie prins hoțul, s-a anunțat poliția, de acum hoțul era prins, veneau polițiștii. În timpul ăsta a venit și pastorul Gigi la casă. Pastorul, când a ajuns acasă, primul lucru care a făcut, a zis, l-ați hrănit? Nu l-ați hrănit, repejor hrăniți-l, că dacă vine poliția, să-l ia setul. Și l-au hrănit pe hoț, apoi poliția l-au luat. El se pare că mai avea mai multe crime săvârșite, eu știu, furturi, nu știu ce fi fost, mai multe încălcări avea săvârșite, așa că se pare că a trebuit o perioadă de timp să stea închis sau nu știu cum, știu un lucru, că în toată perioada cât a fost el închis, pastorul Gigel a mers la el, l-a ajutat, i-a slujit, i-a spus Evanghelia și din câte mi-amintesc eu, din câte mi-a spus fratele Gigel, acest om l-a primit pe Domnul Iisus Hristos în inima lui și vreau să cred că urmează Evanghelia și trăiește potrivit cu învățătura Domnului Iisus Hristos. Însă tot ce am vrut să scot în evidență este felul frumos cum a procedat pastorul Gigel Olariu. Deci noi nu abandonăm pe oameni și faptul că am chemat poliția la cineva nu înseamnă că gata, am întrerupt orice relații cu el. Nu, rolul poliției este să-l liniștească și să-l oprească acolo unde nu-l pot opri alții. Dar după aceasta, noi vrem să-i vorbim omului, vrem să-i spunem Evanghelia, vrem să-l ajutăm să-l cunoască pe Domnul Iisus Hristos. Sper că în cazul dumneavoastră în adunare nu veți ajunge la așa o situație ca să fie nevoie să chemați poliția. Dar dacă chiar și o veți chema, de asemenea, să continuați a-i sluji, a-i spune Evanghelia și mă rog pentru omul acesta să-i dea Dumnezeu mântuire, să-i deschidă Dumnezeu ochii minții ca să-L cunoască pe Domnul Iisus Hristos și să-i dea mântuire deplină. Acesta e răspunsul care am vrut să vă-l dau. Sunt foarte curios ce credeți dumneavoastră despre toate schimbările care se întâmplă acum în Statele Unite ale Americii. Mi se pare că am trăit o săptămână istorică pentru că valorile se întorc înapoi, valorile care au fost altădată, valorile adevărate vin înapoi în societatea noastră și lucrul acesta va influența nu numai Statele Unite ale Americii, lucrul acesta va influența întreaga omenire, va veni curând și în țările noastre această influență, chiar dacă mass media în cea mai mare parte critică, merge împotrivă, sunt sigur că lucrurile vor lua o altă întorsătură, lucrurile vor fi prezentate altfel și valorile vor reveni în societate. Dumnezeu să ne dea înțelepciune și nouă ce avem de făcut. Chiar stau și mă gândesc acum dacă nu este cel mai potrivit timp pentru, și pentru noi să acționăm, pentru a aduce anumite valori, să zicem ceea ce ține de oprirea avorturilor. Știți, și în România și în Republica Moldova avem o rată foarte înaltă a avortului și am depus efort ca să oprim acest mare rău, dar este foarte mult în privința aceasta de făcut. Și mă gândesc, poate tocmai acum este momentul ca să ne unim eforturile toate, toți cei care avem valori, care punem preț pe viață, suntem pentru viață, să ne unim eforturile, să vedem ce avem de făcut pentru a vedea așa schimbări și în legislația țărilor noastre și ca viața să-și reia înapoi valoarea pe care o ia
pe care o are de la Dumnezeu, așa să fie privită valoarea aceasta și de către toți oamenii. Dumnezeu să vă binecuvânteze, să aveți o seară frumoasă în continuare. Dacă locuiți în Chișinău, atunci vă invit mâine la Biserica Bunăvestirea, sau dacă locuiți în apropiere, mâine voi predica la Biserica Bunăvestirea la ora 2 și voi predica un mesaj despre prețuirea mai marilor noștri. Cum, în ce fel, de ce trebuie să-i prețuim și cum trebuie să-i prețuim pe mai marii noștri în Evanghelie. Mi-a pus Dumnezeu de mult timp pe inimă mesajul acesta. Am văzut nevoie pentru biserica noastră, dar cred că este nevoie pentru multe alte biserici. Așa că dacă locuiți în Chișinău sau poate locuiți în apropiere de Chișinău, nu departe, vă așteptăm cu multă bucurie. Dacă ați hotărât să deveniți ucenic sau ucenica Domnului Iisus Hristos și să vă botezați, vă așteptăm mâine la ora, vă aștept mâine la ora 12:30, pentru că mâine voi preda la Biserica Bunăvestirea, voi conduce lecția de catehiză. Așa că vă aștept pe toți cu bucurie, toți acei care doriți să vă pregătiți pentru botez. Botezul va fi la 19 februarie. Vom avea următorul botez la biserică și ne bucurăm pentru toți acei care s-au decis să-L urmeze pe Domnul Iisus Hristos și confirme aceasta prin botez. Dumnezeu să vă binecuvânteze!